după ce am traversat canalul românesc, m-am refăcut, după care am avut o întâlnire cu antrenorul meu, Matei Giurcăneanu, și ne-am propus anumite obiective pentru anul următor. Am căzut de comun acord să particip la niște curse, să-mi văd forțele în comparație cu alții notători de ape deschise, adică să nu mai înot împotriva propriilor limite. Domnule profesor, ne-am întâlnit pentru prima dată în urmă cu un an, atunci când Paul începuse pregătirea pentru a traversa Marele Canal al Mânecii, ceea ce și a reușit. Nu ne-am văzut după aceea, așadar, de anul trecut, din aprilie, când l-am văzut chiar aici, în bazinul închis, ce s-a mai întâmplat, cum a continuat pregătirea lui și ce v-ați propus împreună în echipa aceasta? De când nu ne-am văzut, el a notat foarte mult. De fapt, asta este și cel mai important lucru, antrenamentul. În afară de, bineînțeles, dorința lui și ambiția lui de a se autodepăși și a demonstra și celor din jurul lui că nu există limite atunci când îți dorești ceva. Am ales două competiții. Prima oară am ales chiar aceasta, Marele Maraton Acvatic de la Zurich, care înainte, acum 2-3 ani, reprezenta un test pentru trecerea canalului Mânecii. După care m-a interesat și am găsit această competiție Oceanman, care era formată un fel de cupă mondială pentru notătorii în ape deschise. Era formată din 6 etape în diferite orașe ale lumii. Eu am ales etapa cu distanța cea mai lungă de 14 km în Lago d'Orta. Am participat, trebuia să ies în primii 10 la categoria mea de vârstă pentru a mă califica în turneul final de la Benidorm. Am ieșit pe locul 2 la categoria de vârstă și pe locul 7 la general masculin. Un rezultat neașteptat pentru că vârful de formă eu trebuia să-l am pe 6 august când aveam acest maraton acvatic. Pregătirea trebuie luată treptat, sportul nu se păcălește. S-a simțit un an în plus de pregătire, practic, și din punct de vedere fizic, Paul a fost mai bine antrenat decât anul trecut. Am făcut și niște teste biochimice înainte de a pleca și împreună cu domnul biochimist Dorel Tocitru, care este unul dintre cei mai mari specialiști în România, iar testele au fost foarte bune, ne-au arătat un grad foarte bun de antrenament. De asemenea, am abordat cursa liniștiți și cu un ritm corespunzător și cel mai important lucru este că el a reușit să termine și pe mine m-a bucurat cel mai mult pentru că a terminat pe picioare, nu a suferit la acest concurs. Practic și succesul cât și insuccesul se simt și de către antrenor. Adică de data asta el nu a suferit. Am căutat înainte de traversare, am căutat să înțelegem mai bine părțile acestei experiențe. Și astfel am putut să fim mai bine pregătiți, cum spunea și Matei, să putem fi mai bine aproape de el. Am știut ce se poate face în ceea ce privește alimentația, am știut ce se poate face în ceea ce privește susținerea lui morală din barcă și pentru mine a fost o experiență extraordinară de viață, trăită în echipă. Am știut ce trebuie să facem și după ce iese din apă. După aceste provocări și după aceste competiții, nu ai avut tendința de a renunța, să-ți spui așa în sinea ta, dom'le, mi-am dovedit, pot și la vârsta mea să fac ceea ce poate ai mulți tineri nu pot face, gata, renunț, nu știu, mă ocup de antrenorat, particip la competițiile naționale. Nu s-a instaurat acea epuizare, acea oboseală care să te determine să renunți la nebunia asta, că sunt convinsă că cei de acasă spun că e o nebunie, nu? Da, a fost de la început o nebunie, începând cu părinții mei, toată familia mea, fratele meu, soția mea mai ales, dar după cum știi, totul a început, după cum am zis la prima emisiune când am fost invitat de tine, cu un pariu față de copiii de la școală. Ei toți se plângeau că n-au timp să facă sport pentru că ei stau prea mult la școală și am vrut să-l demonstrez că pot să mă și antrenez, o să și trec canalul. Continuând acest pariu, am postat pe site-ul meu povestea trecerii canalului Mânecii și am zis că în fiecare an o să încerc să le reamintesc, să nu renunțe niciodată
să le demonstrez chestia asta, pentru că totul a început la tine în studio, o să continue cu următorul meu proiect, proiectul Ocean 7, un proiect foarte greu. Constă în parcurgerea celor mai dificile canale și strâmtori din lume, 7 canale. Începând din anul următor o să mă lansez, o să traversez Catalina Channel în Statele Unite, în Oceanul Pacific. După care o să am o mică pauză, o să rămân în America și o să particip la cursa orașului Manhattan, adică în tot în jurul orașului New York, parcurgerea celor 20 de poduri. Având Manhattan-ul, Catalina Channel și English Channel-ul, câștigi o mare distincție, se numește Triple Crown, care au mai vreo 120 de oameni în lume această distincție și vreau să o am și eu, dacă tot sunt în Statele Unite. După care eu intenționez să fac cam câte două probe de trecerea canalului sau a strâmbătorilor pe an.